Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei aici la Capital TV, televiziunea pe bune. Sunt Adrian Simon, mă bucur pentru faptul că iată reușim să fim din nou împreună și tot împreună răsfoim știrile zilei de astăzi. Zice așa, începem cu știri pe surse. Prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a răbufnit după ce declarația halucinantă făcută de prefectul capitalei Gheorghe Cojanu, adică după declarația halucinantă, a fost o eroare de, sau o greșeală de scris aici, de redactare. Atâta lipsă de responsabilitate și chiar de umanitate rar mi-a fost dat să întâlnesc, este reacția Gabrielei Firea după ce Cojanu a declarat aseară că nu știe datele la zi despre situația epidemiei din București pentru că a fost la cumpărături. A, bă, nene, chiar așa, domn prefect, dar ce ți-ai cumpărat? Unde ai fost la cumpărături? La mall? La sex shop? La unde ai fost la cumpărături? Serios? De-aia nu știi, mă, tale reacția asta, datele la zi despre situația epidemiei din București, că ai fost la cumpărături, deci ai face să râdă și pe cel mai serios om din lume cu astfel de declarație. Prefectul PNL al Capitalei din concediu a anunțat aseară la un post de televiziune că era la cumpărături omul și nu știa numărul de infectări și nici dacă Bucureștiul trebuie să treacă în scenariul roșu cu școlile, adică toți elevii să studieze online. Atâta lipsă de responsabilitate și chiar de umanitate rar mi-a fost dat să întâlnesc. Îl mai aud și pe primarul ales care tot anunță o celulă de criză. A aflat și el că e pandemie după ce în primele 3 luni a stat ascuns. Nu a dus o pâine unui vârstnic sau un medicament unui suferind. Spitalele Capitalei sunt bine pregătite încă din martie. Avem stocuri de materiale sanitare și de protecție. Capacitatea de testare a crescut considerabil. Testăm medici, profesori, elevi, farmaciști, vânzători, curieri, etc. A mai declarat Gabriela Firea. Ce mai avem pe aici? Avem așa. Eșalonarea la plata a datoriilor acumulate în pandemie este o măsură benefică, dar perfectabilă. Înlesnirea la plată se acordă fără a fi necesară constituirea de garanții. La câteva luni distanță de la apariția ordonanței de urgență a Guvernului, prin intermediul căreia contribuabilii pot beneficia de anularea dobânzilor și penalităților aferente obligațiilor bugetare, Ministerul Finanțelor Publice vine cu un nou proiect de ordonanță de urgență menit să combată efectele pandemiei de COVID-19, care au generat dificultăți financiare operatorilor economici din toate domeniile. Totodată, prin acest proiect, autoritățile propun o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020, se arată într-un comunicat transmis Mediafax de Deloitte România. Potrivit proiectului de ordonanță, guvernul introduce o nouă facilitate care constă în înlesnirea la plată pentru contribuabilii care au acumulat obligații fiscale ulterior declarării stării de urgență, respectiv după data de 16 martie 2020. Aceștia vor avea posibilitatea să solicite eșalonarea la plata acestor sume pe o perioadă de până la 12 luni, fără a fi obligat să constituie garanții în acest scop. Un alt avantaj constă în faptul că solicitantul își va stabili singur calendarul de rambursare pe perioada eșalonării. Vom vedea ce va fi și cu eșalonarea aceasta. Conducerea restrânsă a PSD s-a reunit într-o ședință la sediul partidului pe la ora 10 astăzi. Biroul Permanent Național al PSD urmează să discute ultimele retușuri la listele de candidați pentru alegerile parlamentare. După aceasta, socialdemocrații urmează să valideze oficial listele de candidați marți într-o ședință a Consiliului Politic Național. Potrivit unor surse din PSD, după achizițiile din ultima perioadă, respectiv Alexandru Rafila și Adrian Străinu Cercel, candidați în București, pe listele de candidați ar putea apărea și alte nume surpriză. Dată ca sigură ar fi candidatura lui Dumitru Coarnă, președintele Federației Sindicatelor Naționale ale Politiștilor și Personalului Contractual din România, pe listele de la Călăraș.
alte nume vehiculate, fără a exista o certitudine în acest sens, sunt Simona Maia Teodoroiu, fost judecător CCR, și Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Alte surprize ar putea veni de la numele lipsă de pe liste sau de pe locurile eligibile, lideri parlamentari din ultimii 4 ani sau lideri locali care au mai prins mandate de aleși locali, putând să rămână în afara jocului la alegerile parlamentare. Foarte interesant, vom vedea ce surprize vom mai avea din partea acestor candidaturi. Mergem la ziare.ro și pe Digi24, un articol publicat de Digi24. Din articolul acesta aflăm că ministrul educației Monica Anisie a declarat că Inspectoratul Școlar București propune scenariul roșu de marți. Astăzi cursurile urmând să desfășoare hibrid. Prevederile sunt clare, a spus Anisie, care a adăugat că măsura este propusă în contextul în care rata de infectare în București a depășit 3 la 1000 de locuitori. Dacă rata depășește 3 la 1000 de locuitori, cum suntem în situația asta astăzi, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu DSP, transmite către Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență propunerea pentru suspendarea temporară a cursurilor pentru 14 zile. Asta înseamnă că elevii nu vor mai merge fizic la școală, învățarea va continua în sistem online. Ia uite, hai că asta e interesantă, dar e panicardă în același timp. Un articol publicat în Evenimentul Zilei spune așa: un astrofizician celebru avertizează că un asteroid ar putea lovi Pământul chiar cu o zi înainte de alegerile din Statele Unite. Un asteroid de mărimea unui frigider, ca să vezi, ar putea lovi Pământul luna noiembrie înainte de marile alegeri, susține Neil deGrasse Tyson, un celebru cercetător american. Acesta a mai declarat că asteroidul nu este suficient de mare încât să provoace daune. No, păi și atunci, care mai e șpirul? Că nu e niciunul decât ăla de a crea panică sau ce? Un alt articol de pe ziare.ro. Ludovic Orban a anunțat după ședința liberalilor pentru validarea listelor de candidați că există miniștri care nu vor candida la alegerile parlamentare din decembrie. Listele au fost validate cu foarte mici modificări. Orban a făcut astfel referire la susținerea candidaturii ministrului apărării Nicolae Ciucă, acesta ocupând prima poziție pentru Senat în Dolj. Premierul Ludovic Orban anunță că ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă s-a înscris în Partidul Național Liberal și va candida pentru Parlament. Orban spune că este onorat de decizia lui Ciucă și că îl va propune personal drept candidat pentru un mandat de senator. Domnul ministru Ciucă este coleg cu noi, a luat decizia de a veni alături de noi în PNL. Este o onoare pentru mine că domnul ministru Ciucă a decis să facă acest pas de implicare. Domnul Ciucă și-a servit țara și până acum și își va servi țara și de acum încolo va fi candidat la Parlament. Întrebat despre candidaturile unor membri ai executivului, Orban a explicat că la întocmirea listelor s-a ținut cont de unele criterii, între care rezultatele de la alegerile locale, anunță Cotidianul. Există o ierarhizare a listelor făcute după anumite criterii. Doamna ministru Anisie este președintele PNL Sector 2, iar la București am ținut cont de niște criterii legate de rezultatele obținute de organizații, iar doamna ministru Anisie este pe un loc eligibil, a afirmat liderul PNL. Bun, mergem mai departe. Ia uite, dosarul Revoluției, ce e asta? Adevărul. Scrie așa: dosarul Revoluției a fost restituit de judecătorii Curții Supreme Procurorilor pentru a remedia 3 vicii care, în eventualitatea unei condamnări, ar fi dus la anularea acesteia. Judecătorii Curții Supreme au decis să restituie procurorilor dosarul Revoluției. Afirmația e susținută de Doru Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Cele 3 aspecte amintite, cele 3 vicii, ar fi confirmarea rechizitorului de către un procuror care a lucrat în dosar, alipirea a sute de volume care nu au legătură cu procesul și controverse cu privire la data finalizării rechizitorului în 2019.
Toate cele trei motive ar fi putut constitui temei de anulare a deciziei în cazul unei eventuale condamnări pronunțate de magistrații în altei curți de casație și justiție cu privire la Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, trimiși în judecată anul trecut pentru infracțiuni contra umanității, săvârșite în perioada 22-30 decembrie 1989. Mergem la Servus Hunedoara. Din Servus Hunedoara aflăm lista candidaților la alegerile parlamentare din partea USR Plus în județul Hunedoara. Așadar, USR Plus în județul Hunedoara vor avea pentru Senat următorii candidați. Pe locul 1, Oana Andreea Biliș de la USR, locul 2, Dan Constantin Marinescu de la USR, locul 3, Raul Florin Matei. Raul Florin Matei știu că e fost un candidat la primărie de la Brad, dar Oana Andreea Biri și Dan Constantin Marinescu, habar n-am cine sunt. Mă rog, voi fi eu mai puțin informat. Pentru Camera Deputaților, USR Plus are următoarele locuri propuse. Locul 1, Poliana Hanelore Hangan de la USR. Locul 2, Loriana Farcaș de la Plus. Locul 3, Alina Ciobanu de la Plus. Locul 4, Remus Andrei de la USR. Locul 5, Flavius Iorga de la USR. Și locul 6, Mihai Conț, tot de la USR. Așadar, acestea ar fi listele candidaților la alegerile parlamentare pentru USR Plus în județul Hunedoara. În altă ordine de idei, Servus Hunedoara ne mai anunță de faptul că în comuna Zam există pentru prima oară un consilier local rutean. Maria Bocicor a devenit membru în consiliu local, o victorie în plan personal a unei femei ambițioase și cu multiple semnificații în rândul comunității rutene. Este expresia clară că rutenii sunt apreciați și au ales să fie un factor activ în viața comunității din care fac parte. Dar ce, la Zam sunt mulți ruteni? Păi și atunci? N-am știut. Te întreb lucrul ăsta că știu că ai origini pe lângă, nu? Bun. Deci, asta e. Ce se mai întâmplă? Ce mai aflăm? Ce mai aflăm? Să vedem. Dacă mai e ceva pe aici, dacă nu mergem mai departe, hai să mergem la un alt site de știri. Deci PMP a depus listele pentru parlamentare la biroul electoral județean. Ia să vedem cine sunt. Aceiași, Robert Eugen Music, locul 1 la Senat, locul 2 la Luca Bugnar, locul 3 Mircea Neicon, cel care zicea că nu poate să candideze la primăria orașului Hatzeg, dar uite că poate să candideze la Senat, Alexandru Luca, Silvia Aneta Ghenea, Camera Deputaților, locul 1 Viorel Arion, eternul candidat, locul 2 Carolina Radu, locul 3 Sebastian Popa, locul 4 Ladislau Farcaș, locul 5 Alexandru Pavel, 6 Maricica Caravan, 7 Daniel Pipa și 8 Sergiu Lucaciu. Deci iată că au hotărât și cei de la PMP cine va candida. Listele PNL Hunedoara au fost validate și de Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, după ce joia trecută au fost votate și validate în forurile județene. Listele liberalilor hunedorene au fost votate în unanimitate. Ordinea la Camera Deputaților este 1. Vetut Astănescu, 2. Lucian Ovidiu Heiuș, 3. Ovidiu Furdui, 4. Dorin Visirin, 5. Vlad Lăutaru, 6. Dorin Petresc, 7. Cosmin Olărașu și 8. Ioan Cristea. La Senat ordinea este Vasilică Potecă, Lucica Muntean, Dorin Ioan Petrui, Mircea Rovinar, fostul primar de la Vălișoara și Anca Lupu. Florin Roman, PNL, am atacat la CCR creșterile salariale date în pandemie. Asta este o știre de vineri. Hai să vedem ce e aici. Gheorghe Cojanu, prefectul care îl contrazice pe premierul Orban în privința trecerii Bucureștiului la scenariu roșu.
Premierul Orban a anunțat măsurile care vor trebui adoptate de Comitetul Municipiului București pentru situații de urgență. După ce capitala a depășit pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori, însă a fost contrazis de prefectul Bucureștiului, reprezentantul guvernului în teritoriu. Așa, cam atât. Articolul este integral pe Libertatea. Să vedem ce zice, cum îl contrazice. Gheorghe Cojanu l-a contrazis pe premier și spune că dacă luni se raportează pentru București o rată de infectări sub 3 la 1000 de locuitori, nu se mai au măsurile. Așa e, păi hotărâți-vă, fraților, că sunteți tare nehotărâți. Ce faceți, cum faceți, de câte ori faceți și unde faceți. Pe cuvântul meu, dacă nu. Uite, asta este interesantă. Un sursă autor ProTV, articolul este pe ziare.ro și zice așa, medicii specialiști cer eliminarea a 2 medicamente folosite în România pentru tratamentul bolnavilor infectați cu COVID-19, deoarece s-a constatat că acestea au efecte adverse. Astfel, specialiștii de la susțin că atât lopinavir și ritonavir cu denumirea comercială Caletra, cât și hidroxiclorochina, cunoscută sub numele de Plaquenil, au un număr crescut de efecte adverse, iar presupusele beneficii în urma tratamentului lipsesc, conform unor studii publicate recent. În cel mai bun caz, Plaquenilul ar putea scurta evoluția bolii, la cei care o formă ușoară și stau acasă nu împiedică agravarea și spitalizarea, la cei care sunt grav nu împiedică decesul, nu împiedică la cei care așa. Am scris acolo, nu mai știu, din toate sintezele astea sistematice, erau vreo 4 sau 5 care chiar găsiseră că e o mortalitate mai mare, au fost trase tot felul de semnale de alarmă, mai ales de către cardiologi, apropo de unele efecte adverse cardiovasculare, a declarat profesorul Cristian Băicuș, membru al Consiliului Consultativ Cochrane în România și medic la Spitalul Colentina din București, într-un interviu acordat unei jurnaliste ProTV. Cât timp mai avem? Mai avem? Să vedem dacă mai găsim ceva interesant aici. Ca să... Da, uite. Victor Ponta. Să vorbim și despre el. Liderul Pro-România, Victor Ponta, susține că prefectul capitalei, Gheorghe Cojanu, este exemplu perfect pentru sloganul incompetența ucide și arată că în această perioadă, din cauza incompetenței, mor mai mulți oameni în fiecare zi decât au murit în incendiu din Clubul Colectiv. Prostia ucide, incompetența ucide în fiecare zi, fac mai multe victime nevinovate decât la Colectiv, dar nimeni nu este responsabil. Prefectul capitalei Cojanu este dobitocul perfect. Wow! Asta a spus Victor Ponta. Face un cuplu perfect cu Molusca Anisie, Doamne, dar guvernul menține în funcție. A, nu, asta a spus-o Cristian Tudor Popescu. Serios, nu știați cum sunt cei din echipa Orba? Nu știați că incompetența și prostia lor ucide? Nu știați că sunt la fel de corupți ca și echipa lui Dragnea? Ipocriților, scrie Victor Ponta pe Facebook. Acestea fiind spuse, stimați spectatori, eu trebuie să vă mulțumesc pentru atenția acordată. Să vă doresc vizionare plăcută în continuare. Ne revedem aici la Capital TV. Până atunci, rămâneți cu noi. Numai bine!